Unde vii, Carmen? Din Sighișoara. Din Sighișoara. Carmen, da. Din Sighișoara. Orașul care nu vă place. Cum de ce nu ne place Sighișoara? Păi, cu ceva ani în urmă ați avut o exprimare și care, din păcate, este adevărat. Așa este, cum ați spus. Ce am spus? Cu domnul Moise Guran. Ce a zis Moise? Nu, Luca. Luca vorbea cu Moise și spusese, tot așa, referitor la un concurs, că e orașul mafioților din România. Din păcate așa, cam așa este. Cred că mă confundați, dar... Sighișoara, nu cred că... Orașul mafioților. Eu voiam să întreb dacă mai aveți cările alea lungi, lungi, cu acoperiș spre cimitirul Lutera. Da, da, mai este, da. Mai este, da. Și cine te pute să le urci? Mie mi-a plăcut foarte mult Sighișoara. E foarte frumos. Și mi-aduc aminte... Da. De asta ne miră că spui asta, Carmen. Dar nu e o confuzie la mijloc. În urmă cu vreo 15 ani, cred, eram în Sighișoara acolo și erau niște manifestații. Mie mi s-a părut că sighișorenii au un spirit civic extraordinar, pentru că se făceau manifestații împotriva intenției primarului de a înlocui piatra cubică dintr-una din piațetele din cetate, din orașul vechi, cu pietre noi de beton. Și oamenii spuneau, păi, pavajul aici este de sute de ani. Nu vrem să-l înlocuiți, face parte din istorie. Și mi s-a părut excepțional că oamenii aveau reacția asta. Deci nu cred că am spus, mă rog, Luca. Și din păcate, totuși... La Luca te poți aștepta la orice. El cu mafia luptă... Luptă împotriva mafiei pe toate... Hai să lăsăm mafioții deoparte. Zine, cu ce te ocupi, Carmen, în general? Suntem antreprenori. Ok. Cine sunteți voi? Vindeți, faceți ceva? Da, e o afacere de familie. Ce? În ce domeniu? O cafenea. Foarte frumos. Ce spui cu așa rușine? Foarte bine, bravo. Ce, ești la cafenea acum? Suntem acasă la cafenea. Aha, la cafea. V-ați pregătit să faceți, cum cere ANPC-ul, etichete la meniu cu toți acizii grași din cafea? Da, sigur că da. Nu știu ce o să ne mai ceară, dar... Deci, Carmen, lămurește-ne, cu cine mai ești acolo? Cu soțul. Bună dimineața, soțul! Bună dimineața! Neața, neața. Așa, soțul, energie, soțul, să o încurajezi. Pe numele lui? Nu, pe numele meu. Pe numele lui, cum, adică în sensul de cum îl cheamă pe soț? Pe numele lui, Adrian. Adrian și Carmen. Deci Adrian și Carmen. Deci afacerea e pe numele tău, Carmen, a? Nu. Bine, Carmen, aveți doar 6 secunde să răspundeți la întrebări, să nu ascultați la radio că aveți întârziere, să asculți în telefon întrebarea, te poate ajuta și Adrian, dar răspunsul trebuie să fie rostit de tine. Începem. Da. 200 de euro. V-ați băut cafeaua, da? Încă nu. Păi se simte încă puțin. Dă un espresso. Aha. Carmen, fii atentă. Pentru 200 de euro, spune-ne cum o chema pe soția meșterului Manole din balada populară Mănăstirea Argeșului. Ana. A cine? Cum ai zis, bă, Luca, Mănăstirea? Da. Așa e Mănăstirea? Așa e, da. Pe vechi. Cine a scris Anabela aici la răspuns? Să pune... Alo? În română arhaică acum. Colegii, nu, iartă-ne puțin, Carmen, avem o problemă internet. Cine a scris Anabela la răspuns aici? La nu. Am ajuns să facem glume de-astea, băi... Explică exact ce ai pățit. Carmen, deci la răspuns corect aici este trecut Arabela, îmi pare rău. De unde? Nu știu să vă spun. O să facem o investigație. Acum că au avut investigatori cibernetici, am aflat ieri. Oh, ce mi-ar plăcut să zici Arabela, ai greșit. Putem măcar să scrii Maria Cerasela, dar nu Arabela. Suntem live și pe Facebook cu imagini din studio, dacă Elena vă pasionează. Un nume al nostru, Neaos. Deci e... Cum... Ai nimerit-o, Carmen, Ana, o chemă. Da. Bravo, deci nu era Arabela. Nu. Bine, e meșterul modern, probabil. Să-mi verific răspunsurile, Arabela. Să n-avem... Bine, rup burac. Ce facem, Carmen? Aveți 200 de euro. Da. Mergem mai departe. Mm-hmm. Pentru afacerea familiei. Hai să vedem. Oh, vai. 200 de euro.
Dar nu ne-ai zis, merge bine afacerea? Adică... Nu prea, mai ales acum, în sezonul ăsta, nu prea, din păcate. Dar e mare, ca câte locuri aveți în cafene? 20. Da, e măricică, adică nu e una de-asta cu teșghe și patru locuri. Nu. Am înțeles. Nu. E, să sperăm că o să vină vremuri mai bune. Carmen, Doamne ajută. Până atunci poți câștiga 400 de euro. Dacă ești un pic la curent cu politica internațională și știi să ne spui cine este în prezent premierul Marii Britanii. Tus. Adrian e fiert pe politică externă. Da. A? Cum facem, Vlad, aici? Se pricepe? Cum să facem? Așa e un pic. Lipsește o literă, nu știu cum să zic. O doamnă. Ce culoare are părul? Șaten spre blond. Iată, știe cine e. Dânsa acum are și aia. Dânsa are un nume. O puteți identifica. Și numele... Dacă ai râu, eu înțeleg, eu am râu umale. Da. Eu, mie e greu să spun tras. Că sună urât. Și am zis, asta, sus. Asta. De ce? A spus tus. Merge și tus. A spus sus. Mergem pe varianta cu indulgență, că merge și cafeneaua prost. Mergem la că știe despre Adrian, știe despre cine vorba. Știe despre cine. Bravo. Ca să și explicăm momentul, pe doamnă, atunci când îți dai seama că știe despre cine e vorba. Da. Ar fi acum, știi? Adrian, pe doamna și Carmen, pe doamna premier o cheamă Liz Truss. Truss. Dar are și un R după T pe care voi l-ați omis, dar sau poate nu l-am auzit noi bine. Nu. Eu am Ai ureche de... Hai mă, cine. Bine. Da, e gata. Aveți 400 de euro. Da. Puteți avea 800. Nu mai zic că puteți merge spre 1600. Acum, ia să ne uităm puțin pe... Deci, stați să vă spun ceva. Vă urmăresc, cred că de la începutul... radioului Europa FM. Așa. Am o vârstă. Îmi sunteți extraordinar de dragi. Asta începe ca o scuză. Nu merg mai departe. Nu. Nu am câștigat niciodată nimic. M-am înscris la toate concursurile care le-ați avut. Și ar fi foarte păcat să pierd bănuții ăștia. Bine, poate mă înțelegeți. A, nu, că nu trebuie să te justifici de ce vrei să te oprești sau vrei să mergi mai departe, Carmen. Da. Important este să iei o decizie care consider că îți este favorabilă. Poate ai emoții, poate habar n-am, poate uite, consider că vrei să câștigi banii ăștia și nu vrei să riști, spui simplu că te oprești sau vrei să mergi mai departe și o spui cu entuziasm. Nu trebuie să justifici răspunsul. Deci eu zic să ne oprim, cu părere de rău, dar așa consider eu acum. Bine. Gata, Carmen, e decizia ta. Adrian, bănuiesc că e de acord cu tine, nu? Adrian a plecat. Da, adică... Ce zic eu, e literă de lege. Când v-am zis că Adrian e pe numele Irina totul. Carmen a făcut doar un semn. Carmen, Adrian, felicitări! 400 de euro sunt ai voștri în dimineața asta la dublu sau nimic. Mulțumim din suflet și vă așteptăm cu drag la Sighișoara. Venim oricând cu drag la Sighișoara. A fost fix o neînțelegere ceea ce ne-ai spus la început. Dar nu aia cu mafioții din Sighișoara, adică nu... Nu, deci a fost o discuție, dar nu... Nici nu mai contează, Carmen, Hai să vedem dacă ai fi câștigat 800 de euro. Asta, să vă spun care ar fi fost întrebarea pentru 800 de euro. Carmen și Adrian... Știți cumva care este moneda Chinei? Yuan. Cum? Yuan. Yuanul, da. Gură de aur. Yuan, gură de aur. Ar fi fost 800 de euro, dar au rămas 400, asta e. Da. Cum ai spus, dacă n-ai câștigat niciodată, să fie într-un ceas bun și de acum încolo să o ții numai în câștiguri. Felicitări! Carmen și Adrian ne-au luat banii 400 de euro în această dimineață la dublu sau nimic. Dublu sau nimic. Cel mai
mai deștept concurs radio revine mâine în deșteptarea la Europa FM. Deștept